sigur că da. Da. Crede-mă că Gașca face emisiunea asta. Crede-mă, poate da. Să fie Sociu fenomenal, poate să fie trandafir nemaipomenită, dar dacă Gașca nu trage emisiunea și nu merg toți la provocare, e pa. Iar da. Ceea ce se vede numai, este numai o parte, o parte după ce a fost filtrată mult din tot ceea ce se filmează. Sunt ore care cad, crede-mă. Da. E o nebunie. Da. Nu trebuie. Mie mi-ar plăcea să... Care a fost cea mai grea transformare? Cea mai grea? Grea. O, sincer, pentru mine, cea mai grea transformare a fost Ștefan Bănică Senior. Crede-mă, pe aia mi-a fost foarte greu. Simteai și Pavarotti a fost judecat? Greu. Cred că cel mai greu pentru mine a fost Mary Poppins, dar cea mai cu combustia cea mai puternică a fost asta ultima, pentru că presiunea era foarte mare, pentru că am fi vrut, ne-am fi dorit să câștigăm, pentru că toți erau foarte buni, da, așa da, când, știi, da, crede-mă, când știi că ești înainte cu 3 km față de cel din spatele da, tău, da, nu da, ai jur, jur, uite, și Adriana e de față, că nu ne-am gândit niciodată să tragem câștigăm. Pentru... No. Pentru câștig. De fapt, câștigul mare a fost oricum, acei bani donează, care nu? Acei bani câștigul care au mers totul. E o bucurie da, și a fost, e o bucurie fantastică. Era vorba de un copil care mergea exact. La o operație. Și atunci de bucuria retina, noastră și telespectatorii asta ar trebui să înțeleagă că de fapt este o muncă comună. Și nu vă luptați pentru buzunarul vostru. Uite, bă, Ricky Epoveri. Da, da, Ricky Epoveri. Da, da. Ia, dați puțin sonorul. Vai, pe asta n-am văzut. Exact cum făcea el. Exact ca la da, mă, da. Deci că ești Mario. De Mario, da, ăla, de la Super Mario, bro. Super Mario. Nu, ăla mi-a zis că zici că sunt Ștefan cel Mare. Sau așa, da, da. Sau Vlad, ce pe spărăcuș, a existat vreun moment de care nu... sau care nu v-a plăcut, de care nu aș vrea să vă amintiți? Ba, nu. Sau nu neapărat de care să nu vă amintiți, care nu v-a ieșit cum... A, păi suntem conștienți că nu ne-au ieșit toate. Bineînțeles adică unul, că... Ba, da, vrea unul, să repetați, da. Sau nu? Eruption, one way ticket. Am văzut, ziceai că sunt dulap mișcător acolo. Da, și la ABBA ce să spun, ai fost și la ABBA ziceai că suntem două la produs. La... Vai, dacă... ieșite de la duș. În ce sezon ai fost? Zi, aveai o rochie de puf așa, ziceai că ești fruț. Era, no, era Margherita. 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 Era Lola, Lola. Lola, 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 să nu rămâi sola. Da, Doamne, da. A, și Margherita am făcut. Da, da, da. Foarte bună a fost transformarea ta. Foarte unde? Bună. Ah, uite-te, Eruption, zici că sunt în dulap. Ăsta zici că nu ți-a plăcut. Uite ăsta, băi, ce te mir, bă! S-a mirat toată emisiunea, Sele, și că... Nu cred că-i juca și travesti. Foarte bune transformări ai făcut, travestiuri ai făcut, Romica. Foarte bune. Da, și-am cântat și bine, bă. De ce nu-ți plăci? Păi, foarte bună transformare, ai cântat și bine. Da. Au. Atmosfera ca atunci. Săracul era disperat, cu unghiile. Cu unghiile. Și când a intrat în scenă a zis, vreau la pipi. Și nu puteam, că aveam îndăduse de la cu totul. Da. Body. Am băgat mâna prin 3 slipuri, 4 kg și 3 dănea. Auzi, după ce la aveam finală. Probleme...